Salut! Ne aflăm la Lotus Chinese Therapy împreună cu prietenul nostru Paul Caradan, osteopat, și astăzi o să discutăm despre posturile deficitare pe care le acumulăm în timpul zilei sau în timpul vieții și cum le putem preveni sau cum le putem corecta fiind un pic mai atenți la ceea ce facem în timpul zilei până când să ajungem la salonul de masaj, ca să spun așa. Te rog. Da, posturile deficitare sunt foarte des întâlnite. Multă lume vin cu aceste posturi în clinică, în cabinetul de osteopatie și vor o rezolvare. Ei vin cu ele, dar problema este un pic mai în spate, e un pic mai înainte la apariția acestor posturi. Oamenii nu sunt conștienți de ele. De multe ori eu îi fac atenți și le spun, da, dar aveți o postură deficitară. Uh-huh. Trebuie să lucrăm cu ea. De unde provine ele? De unde vin ele? Din istoricul nostru. Vin din istoricul nostru de copii, vin din istoricul nostru de... în funcție de sportul pe care l-am practicat. Clar. De exemplu, un judoka are o postură. Da? Un practicant de... Un basketbalist are altă postură. El este înalt. El trebuie să plece să vorbească cu oamenii. E foarte înalt. O atitudine cifotică, da? De multe ori. Da. Un tânăr mic de statură va sta întotdeauna cu un spate foarte drept, cu o coloană foarte dreaptă, chiar înțepenită un pic. Poate chiar o lordoză. Uh-huh. Cum a trăit moda aceasta cu posturile cât mai... Fundul în spate. Da, adică cât mai exagerate, cu putință. Mai târziu, tocurile. E o problemă. Tocurile sunt o problemă. Sunt nocive, în sensul că te forțează să stai într-o postură care mai târziu îți va dăuna. Da, cred că... Trebuie să fie întotdeauna un balans între... Eu le vorbesc cu oamenilor despre balans. Le vorbesc cu oamenilor despre... Putem face orice, putem sta în orice postură. Trebuie să ai o compensare. De a compensa. Mm-hmm. Exact asta aș dori să atingem noi în acest filmuleț. Cum? Pentru că nu o să convingi niciodată o femeie să nu poarte tocuri, pentru că, într-adevăr, arată foarte bine o femeie pe tocuri. Nu o să convingi niciodată un sportiv profesionist să renunțe la acel sport, chiar dacă îl faci ca un hobby. Deci, nu e vorba de a renunța. Deci, e vorba de a reuși să compensăm, să ținem un echilibru între cu toc și fără toc. În sala de sport, unde practic o artă marțială, sau practic un sport anume, sau practic un basket, sau așa, și în afara sălii de sport. Este vorba de cum noi, ca oameni, ne interpretăm corpul. Mergeți pe stradă și uitați-vă în oglindă, într-o vitrină. Și o să vedeți în acel moment pe cineva care nu cred că îl cunoașteți. De multe ori zicem, bă, dar de ce merg așa? Sau, uite ce bine arăt. Atunci ne îndreptăm, știi? Și zici, dar ce stau un pic cu spatele mai drept, nu? Că așa trebuie să stau. Dar ați văzut, de multe ori, poziția este un pic aici. Da? E adusă în față. Da. Sau un bărbat cu un abdomen mai mare, mai congestionat, zice, uite cum stau eu, sunt mândru. Lumea nu știe, el are problemă. Da? Deci este felul de cum noi ne interpretăm pe noi înșine. Ei, felul acesta nu se întâmplă de la sine, pentru că este un proces autonomic al creierului nostru. Și atunci trebuie să ne observăm și trebuie să vedem, să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem, nu cum credem că suntem. Ei, aceasta este o muncă. Este o muncă cu noi înșine. Dacă apar durerile, e bine să vedem un osteopat, pentru că el poate să ne zică, avem o problemă aici, nu-mi plac cum stă, aveți un platfus, sau aveți o lordoză prea mare. Să zicem scuze-mă, te rog, tocmai că asta vrem să atingem în absența unui osteopat, sau până când ajungem la un osteopat, sau după ce am fost la un osteopat și trebuie să lucrăm cu noi,
Adică fără să avem niște manipulări, cum am discutat în celelalte... Mobilizări, manipulări, da, mă rog, un masaj profesional... Masajul la masări, da. Mă rog, înțelegi ce vreau să spun. Încerc să pun totul într-o... Ce putem face noi? Da, ce putem să facem noi ca să ne ajutăm pe noi în timpul zilei când nu suntem la Lotus Chinese Therapy sau la oricare altă clinică de specialitate. Ce am putea să facem, de exemplu, cum mi-ai spus și mie, am constatat și am spus și lui Paul, de când mă știu, să spun așa, de câte ori oboseam pe lombar, mă odihneam ținând piciorul drept ca și sprijin, ca și pivot și piciorul stâng, scuzați-mă, ca și pivot și piciorul drept, ținându-l mai lung, mai relaxare. Asta, în timp, a produs uzuri, deși, aparent, era o postură benignă, ca să da, zic așa. Și o postură compensatorie. Exact. E, asta ei, vreau, vreau să... Posturile compensatorii, ce eu scuze, no. Că te întrerup, nu sunt posturi controlate conștient. Da? Când pun picior peste picior. Ați văzut? Pui pe, de ce alegi un picior? Da, de ce alegi pe celălalt, pentru că e mai ușor. Da? Asta mi indică mie ceva, dar nu știu să interpretez de foarte multe ori. Să luăm acest simplu exemplu. Stau eu, da? De ce? Stau pe picior. De ce fac asta? De ce nu fac asta? Ei, când schimbăm, aici creierul nostru. Când schimbăm și de ce ar trebui să schimbăm? Se întâmplă reacții. Se întâmplă reacții. Creierul îmi spune, nu e confortabil. Treci înapoi. Dom'le, corpul compensează până într-un anumit moment. În momentul când nu mai poate compensa, apare durerea. Oamenii care vin în cabinetul de osteopatie vin cu dureri. Să nu credeți că foarte puțin vin pentru prevenție. Asta e o problemă, dar nu o discutăm în alt episod. Când nu se mai poate altfel. Când nu se mai poate altfel. Am așteptat până când nu s-a mai putut altfel. Până când piciorul stâng, da. Stâng, a început să doară, am trecut pe dreptul și totuși mă la osteopat poate rezolvă ce cauți, de fapt. Cauți ca prin ceea ce ai, cu ceea ce ești înzestrat, să treci din nou în procesul compensator al corpului. Uh-huh. Vechiul model. Uh-huh. Când nu mai ești în vechiul, out of pattern, în afara modelului, treci pe modelul cel nou, dar te doare. Corpul zice, nu e bine, nu e bine. Creierul spune, nu e bine, nu e bine. Dar tu ce ai recomandat? Ceea ce recomand este... Adică schimbarea poziției sau... corpul în simetria lui cât mai egal posibil pe ambele părți. Deci schimbarea poziției pentru că asta la e ca și mâncatul pe o parte sau pe cealaltă. Exact. La fel este și șoldul, la fel sunt și umerii. Da? Deci, simetrie. Asta am constatat și la mine și de asta. Conștiență. De acum câteva luni, putem să înțelegem. De câte ori am făcut lucrul ăsta și de câte ori am încercat să mă odihnesc pe celălalt picior, am constatat că încet, încet corpul a răspuns și răspunde. Durerile au început să se atenueze, dacă nu să dispară. Complet, dar măcar să se atenueze și să meargă oricum înspre mai bine. Uitați-vă în fotografiile voastre. E un alt indiciu. Uitați-vă cum stați în poze. O să vedeți cum stăteați acum 10 ani, stați și acum în poze. În aceeași poziție de cele mai multe ori. De fapt, fantastic. Da, îmi place la să... La fel de strâng. La fel de strâng. Da, uitați-vă, analizați-vă, fiți conștienți. În momentul când ești conștient, nu mai poți să ai probleme, pentru că realizezi. Dacă eu mă simt pe tocuri, nu mă simt bine cu gambele, nu mă simt bine cu spatele, eu realizez asta și iau o decizie conștientă. Hai să recomandăm un exercițiu simplu pe care eu, în discuțiile noastre, am făcut o paralelă așa între condusul preventiv sau cei care nu știu, e un exercițiu foarte simplu în condusul preventiv. Odată la 5 secunde, să spunem, te uiți în oglinda retrovizoare stângă, în oglinda retrovizoare din mijloc și apoi în cea dreaptă. Și dacă îți faci acest reflex de a te uita odată la câteva secunde pe care le stabilești în funcție de traficul existent, vei constata că te surprind din ce în ce mai puține mașini, te surprinde din ce în ce mai puțin traficul și, bineînțeles, scade procentajul de întâmplări nefericite, să spunem, în trafic. De asta ți-aș recomanda sau te-aș ruga, de altfel, să recomanzi
un fel de rutină pentru cei, pentru oamenii obișnuiți, pe care să o poată să o facă sau să se autoverifice la serviciu sau în activitățile lor. O rutină foarte bună este să ne observăm atunci când ne aducem aminte să ne observăm. Este ca și cum te uiți în propria oglindă retrovizoare și te uiți la tine. Treceți pe lângă ceva și zici, stai, cum stau? Uh-huh. Te spui o întrebare. Este de felul cum stau la masă? Da? Mănânc. Să te autoverifici. Acum se mănâncă așa. Uh-huh. Am ajuns la bunele maniere din Franța de acum 100 de ani. Așa mâncă. Da? Am glumit, da? Nu se mai mănâncă așa. Nu, pentru că noi nu mai putem sta așa. Noi o să ajungem în curând în neandertal. Și asta e un lucru rău. E foarte negativ. Okay. Adică noi nu mai avem poziție bipedă corectă. Să înțelegem că poate se înțelege. Trecem la peșteră. Nicio problemă. La peșteră. Așa. Ideea este de a mă conștientiza. Toți ne dăm seama când stăm greșit. Vedeți-vă corpul. Asta e oglinda noastră retrovizoare. Creierul, ochii noștri sunt oglinda noastră. Da? La câte minute crezi că... Hai să zicem în 10 minute. Da? Deja ai 6 ori pe oră. În 10 ori ai de 60 de ori. Dacă stai la birou, deja de 6 ori pe oră ai putea să te reverifici să vezi dacă de 6 ori pe oră, adică cel puțin 60 de ori pe zi te uiți la tine cum stai. Efectul acestei o auto-observă este magnific. Ajungi în 2 săptămâni să-ți modifici corpul, să-ți modifici postura. De la un om care stă cu, a plecat doar de greutatea vieții, de stres, de tot ceea ce ne înconjoară, ajungi să fii un om vertical. Pentru că totul se întâmplă dinspre corp către creier și dinspre creier înspre corp. Dacă dinspre creier înspre corp suntem stresați, suntem apăsați, suntem în posturi deficient, defectuoase, da? Dacă acționăm invers dinspre corp, da? Un simplu exercițiu de auto-observare, deja influențăm creierul. Exact, de la oricare parte. Putem face asta. Perfect. E perfect. Asta s-ar traduce, această rutină s-ar traduce atât în munca de birou, cât și pentru șoferii profesioniști. Mai sau, mă rog, chiar dacă noi am devenit niște șoferi profesioniști, că am viața de zi cu zi, de condus zilnic și atunci chiar și la volan, când stăm pe o parte sau pe cealaltă, să ne corectăm, să nu stăm acolo. Înțeleg că suntem atenți, dar stare de relaxare este și o stare de vigilență. Să nu uităm că în vechiul Budo al japonezilor era acest concept de relaxare care creștea acuitatea minții. O relaxare activă. Da, o relaxare activă. Cât suntem mai încordați, cu atât pierdem vigilența. O să vorbim despre lucrul ăsta și în filmulețe pe care le facem în centru de echitație, această relaxare activă și cum influențează ea postura călăreților. Eu vă aștept pe data viitoare. Vă mulțumim! La revedere!